Uite-te la el, bă! Uite-te la el că a dat peste ele, ești nebun! Uite-te la el cât de tâmpit mâncați aș. PC Garage te echipează pentru orice procesor plus orice placă de bază plus orice placă video. Primești cadou o carcasă premium. Salutare, am avut ceva ce sunt Andy și bine v-am găsit la un nou car vlog. Suntem din nou în Becuța. Încă n-am reușit să-i prind spoilerul, l-am prins decât așa provizorul. Băi, fraților, aseară când am venit de la o viță, că am făcut un grătar, mi s-a aprins ăsta parking brake-ul și face așa. Bine, mașina merge, dar frâna le mână, dacă o trag, mi s-a mai întâmplat toată treaba asta, știu. Și am avut un contact imperfect la mufă de la etrier. Și după ce l-am rezolvat, a mers. Și acum văd că mi-a făcut iarăși treaba și mi se blocase frâna de mână pe închis. Adică practic am tras frâna de mână normal și când s-o cobor să-i dea drumul, n-a vrut numai voia. Și m-am băgat pe sub mașină, aseară vă dați seama, pe la bunul, când am plecat de la Oviță, m-am băgat pe sub mașină și am mișcat acolo de mufă și aparent s-a decuplat, dar deși s-a decuplat, acum mi-a ratat și am bord. Nu înțeleg de ce. Trebuie să văd ce fac cu ea, să vedem cum o rezolv. Bine, nu mă încurcă prea mult, pentru că oricum eu nu prea trag frâna de mână. Adică n-am de ce să o trag frâna de mână, din moment ce am o bag în viteză după ce mă opresc. Deci nu am de ce să i trag frâna de mână, înțelegeți? Da. Și vreau să mergem la Andra să mănânc, și eu ceva pentru că na, nu am nimic de mâncare. Să vedem dacă luăm vreun suc ceva. Mamă, nu am nici. Hai, frate, glumești? Nu mi arată. Ai, shit, din cauza căcatului ăla care e acolo, nu vrea să-mi arate câtă benzină, câtă motorină mai am, nu vrea să-mi arate consum, nu vrea să-mi arate nimic. Fuck it. Băi, fraților, s-a pus o furtună crânce în afară, adică, acum văd că nu mai e, dar până acum a fost o furtună, a bătut vântul, a ridicat praful în sus, deci, dar ce, nu s-a întâmplat? Dar trebuie să bag motorină neapărat, frate, că mai avem în pana mea. Am făcut 35 de km de când a intrat pe roșu, ceea ce înseamnă că am maxim 10 km cu motorina care m-am în rezervă, deși nu mi-arată. Băi, băieți și fete, voi ce mai faceți? Cum mai sunteți? N-am mai făcut un car vlog de foarte mult timp, de aceea dacă mai vreți să vedeți episoade din car vlog-uri, cine erau ăștia de pe drum aici, că nu i-am văzut în viața mea. Dacă vreți să mai vedeți car vlog-uri, nu uitați să dați un like la acest video. Și să-mi lăsați un comentariu acolo așa frumos. Trebuie să mergem să băgăm benzina. Am început să bag benzina asta, benzina. Doamne, de ce uitam cu benzina? Motorina. Am început să bag motorina de la Rompetrol, pentru că am auzit că ce ar fi un pic mai bună decât aia de la Petrom. Asigurăm frumos. Și aș băga și de la OMV motorina, pentru că acolo am auzit că ar fi printre cele mai bune la OMV. Dar la OMV, sincer să fiu, avem o problemă. Frate, motorina de la OMV, băi, o papă prea repede. Deci dacă bag, să zicem, de 100 de lei de la OMV și 100 de lei de la Petrom, de la Rompetrol, pardon, la Rompetrol în pana mea fac și cu 20 de km mai mult decât cu aia de la OMV, ceea ce mi se pare enorm. Bine, într-adevăr, e și mai scumpă aia de la OMV, practic, și intră mai puțină, dar nu e mult mai scump, adică să intre undeva la 200 de mililitri mai mult, nu știu, dacă ori intra și ea mai mult. Și, deci mi se pare că o consumă foarte repede, nu știu, dacă aveți și voi mașini, suntem dintre voi cu mașini. Spuneți ce părere aveți despre treaba asta. Eu asta am observat, că mănâncă mult mai multă motorină de la OMV. Barem de benzină nu mai vorbesc. Deci benzina de la OMV, băi, parcă nu e, deci o bagi și parcă nu e, frate, o papă imediat. Când am mai băgat în A8 și în Remo, băi, frate, deci parcă nu era deloc. Ești de bun, băgai și o băgai degeaba. Cum ar veni? Am mai și piciorul să-mi bag. Hai da, hai da, Matizel, hai. Hai, Matizel, hai. Mamă, ce coadă, deci oameni buni, dacă sunteți din Craiova, evitați între orele, nu știu, 2 și 7 seara partea asta de aici, dinspre Ambasador, spre Bresti. Uitați-vă și voi, deci uitați-vă. Uitați-vă câta coadă e aici, frate. Deci, e crimă să vii ziua pe aici. E crimă, stai aici poate și 15 minute, frate. Să stai 15 minute într-o intersecție aici. Uitați-vă și voi până unde e coada, frate. Uitați-vă. Bine, m-ar mai fi o soluție să o las pe aici, dați gropi. Uitați-vă și voi pe unde e coada. Deci e coada asta. Credeți-mă, niciodată n-am văzut atât de mare. Niciodată n-am văzut coada până aici. Niciodată. Vă vreau să mă că stau oamenii ăștia acum până trec în partea cealaltă. Nu vreau să-mi imaginez. Pe bune. Eu când mă întorc de la Andra, nu mă întorc pe aici. Pe aici e ok când te duci. Dacă mă întorc, mă întorc pe Brest, pe partea cealaltă, nu pe aici. Mamă, ce frumos e la 600, uite, eleron. A, bine, și aici e
Bă, am uitat să bag... Fac, am uitat să bag benzină, stai așa, prietene, că... Că motorină, pardon, bă, să bag, hai că bag de la fucking OMV, bă, am aici piciorul, că nu mai ajunge să mă întorc, adică... Cred că mi-ajunge, dar nu mă întorc pe aici, bă, m-am luat cu taina, vedeți, din cauza voastră, uitați-vă și voi ce făcui. Acum m-am luat greșit, puteam să mă întorc, să bag, dar n-are rost, lasă-mă, baci. Bag după aceea în pana mea. Și mai e o chestie la BK, o chestie care nu prea o suport, bine, în afară de faptul cum se aude ambreiajul ăla, dar nu e, gen, nu e ambreiajul, e pur și simplu pedala asta, auziți? Ia o să nu faci, pedala asta nenorocită, e pedala asta de aici, fix de aici se aude, din pedală. Nu știu dacă observați, acum nu se mai simte. Uneori când plec dimineața cu ea de acasă, să zicem prima oară când o pornesc dimineața, ambreiajul tremură. Nu știu dacă e de la discul de ambreiaj, dar volanta nu cred că e, că... Habar n-am. Oricum, ideea e că gen, după ce merg cam până pe aici, vă dau un exemplu, de acasă până aici, își revine și nu mai face figuri. Nu știu ce. Deci, ca să vă explic mai bine ce se întâmplă, când ridic piciorul și accelerez, se zgâlțe un pic, așa. Cred că e totuși discul de ambreiaj în pana mea, are 322.000 de kilometri și nu cred că a fost schimbat niciodată, adică totuși e o piesă consumabilă. Uite, aici de mișcare un destul de repejor, aș putea spune. Trebuie să ne oprim totuși în OMV acum, deși am zis că nu mai bag motorină de la OMV, trebuie să bag acum de la... A, dar e un rompetrol aici în dreapta, mă. Da, normal. E un rompetrol aici în dreapta, din câte știu eu. Ia să vedem. Dacă putem să ne băgăm aici de băieți. Vine unul cu un autobuz, a, vin cam mulți, bă, aici piciorul. Doar și s-a făcut verde, dacă nu sărea asta cu taxi în față, avem și noi timp. Da, tu bagă-te pe lângă mine, că eu nu știu să mă bag, de-aia, de-aia stătui atâta, că nu știu să mă bag, știi? De-aia nu mă băgam, că nu știu. Pana mea, mă mor pe ăștia care în intersecțiile de genul, se bagă pe lângă tine, frate. Bă, stai în morți, stai în spate, că eu nu mă bag pentru că nu pot, nu pentru că nu sunt în stare, în pana mea. Doamne, mai am o intersecție mai în față pe stânga în care mereu să fac așa și culmea e că ți se bagă prin dreapta și nici nu mai vezi dacă vrei să te bagi tu. Tu nu mai vezi, vede decât el că se bagă în dreapta și ți-a fața. Na, și chestia asta nu o suport, pentru că v-am zis, se bagă, ți-a fața și te-l trece și tu, eventual dacă nu ești pe fază, gen să te bagi la risc cu el, ceea ce e cam aiurea, pentru că dacă se bagă ca tâmpitul, poate dă în el și după aia ricoșează în tine. Na, te bagi ca ori te bagi cu el, pe încrederea lui, ori mai aștepți, că s-a băgat ca prostul și s-a luat vederea, vizibilitatea. Uite-mă și aici era un petrol. Și nici nu trebuie să mă abad la drum. Nu știu ce vreau, mereu să bag de acolo. E mai ok de aici. Mai ok. Doar un petrol ăștia să dăm în pana mea. Uite, o gagică spală. Ce o spală acolo? Au, m-am lovit. Tu ce vrei, mă, cu golful tău? Ce te papipești așa de curul meu frumos? Uite, gagica spală e aici frumos. Sigur, tie tata. Hai că mă duc la următorul, că dacă rămân aici, te superi. Uite, ne punem frumos aici. Și ne vedem după aceea, că nu mai stau cu GoPro-ul ăsta pe cap, că rădă numai de mine. Ne-am întors, pornim din nou mașinuța. Băi, frate, s-a scumpit iarăși motorina, 5,99 lei. Și față de data trecută când am băgat, eu nu știu, eu bag numai de 100 de lei de obicei. Și am băgat de 100 de lei și am băgat, parcă să zic, am băgat 17 litri, să zic, nu mai știu sigur. 17 litri și acum am băgat, frate, 16.700, deci cu 300 ml mai puțin, frate. De când? De într-o săptămână? De când am băgat ultima oară motorină? Se pare destul de mare creșterea pentru o singură fucking săptămână, adică totuși, să fim serioși. Dar aia este. Uite și tramvaiul aici. Trebuie să facem stânga aici și trebuie să dăm prioritate la tramvai care îl merge înainte, fac. Bine, mai bine fac stânga aici decât să fac în următoarea intersecție, pentru că, hai că cu puțin noroc, hai băieți, hai că până se urcă oamenii în, uite-te la el că a dat peste el, ești nebun, uite-te la el cât de tâmpit, mâncați aș, uite-te la el cât de idiot, mâncați așa, a alergat peste mașini, s-a făcut verde și în loc să treacă prin fața ăstuia, deci a dat peste el, l-a lovit, l-a atins, că nu a pățit nimic. Dă-te-n puii mei, cât de idiot să fii, mâncați. Și bă, deci a venit alergând printre mașini, la semafor s-a făcut verde, nu s-a asigurat absolut deloc, în loc să intre în fața astuia cu Loganul, care ăsta cu Loganul, de bine de rău, îl văzuse, frate, a alergat pe lângă mașina aluia din față cu Mercedes-ul, bă, și efectiv i-a sărit în față în timp ce ăla plecase de pe loc.
dar de pe lângă mașină. Și a venit practic pe aici și a sărit așa în fața mașinii. Ăla având volan pe stânga, nu l-a văzut. Dacă venea în fața mea, să zice, mi l-aș fi văzut că stă aici cu volanul. Dar ăla cu volanul stânga, normal că nu l-a văzut. Și l-a atins un pic. Nu s-a mai văzut pe cameră, dar l-a atins. What the fuck? Și după aia tot el comenta. Doamne, băi frate, băi, dacă ești pieton, nu înseamnă că ai și toată dreptatea din lume. Nu înseamnă că tu poți să te arunci efectiv în stradă și să te rogi ca lumea să nu dea peste tine. Frate, ai pieton, ai și tu responsabilitățile alea. Asigură-te când traversezi, chiar dacă treci pe trecerea de pieton, frate, uită-te în stânga, în dreapta, că nu știi cum vine un tâmpit. Și nu neapărat tâmpit, bă, poate omul chiar nu te vede, pentru că se întâmplă să nu îl vezi. Uite, poate mi se întâmplă și mie, poate se întâmplă și ție. Se poate întâmpla să nu îl vezi, nu știu, nu îl vezi pur și simplu momentul ăla. Și de ce să nu eviți anumite lucruri? Când nu îl vezi, mai bine eviți. Și tu ca pieton, nu sari ca tâmpitul pe trecere. Te orientezi, vezi dacă șoferul te-a văzut. Nu ți-ar ca tâmpitul pe trecere și, Doamne, mă rog să nu mă lovească, știi? Uite și autobuzul. Nu semnalizează dreapta să-i dau prioritate, deci nu îi dăm. Dar la fel, prioritate la autobuz, frate, când iese din stație prevăzută cu alveolă. Sigur. Regulile de circulație. Prioritate la pieton. Craiova foarte aglomerată, este ora 4:30. Deci de la ora asta până la ora 7 seara, cam așa. E o aglomerație, paolo, de nu te vezi om cu persoană. Uitați-vă și voi. Bine, eu am noroc că mereu sunt pe banda care nu e aglomerată, nu știu cum se face, dar e aglomerație, per total e aglomerație. Uitați-vă și aici aveți grijă, pentru că nu știi cum trece vreun pieton dintre mașini și sare fix în față. Pentru că mai au și ticul și prostul obicei de a alerga pe trecerea de pietoni și poate să ajungă în 2 secunde din partea cealaltă la tine în stradă. Fără să-l vezi. Și cam la sol. Trebuie să aveți grijă. Trebuie să aveți grijă și ca pieton și ca șofer, ca orice. Trebuie să conduceți prudent și să circulați la fel prudent. Uite, pietonul ăsta, de exemplu, l-am văzut, dar nu m-am oprit, pentru că am fost bulangiu. Bine că aparent omul nici nu voia să traverseze, pentru că nici până acum n-a vrut să traverseze. S-a pus cu câinele lângă stâlp ca să-și facă câinele nevoile pe stâlp. Foarte mișto. Sigur. E tata sigur, ce să zic. Băi, fraților, ales că o să pun în capăt și acestui videoclip aici, pentru că ajung și eu cât de cât la Andra, să-mi fac acolo, are niște sarmale și niște chiftele, mai abia aștept să mănânc. Nu uitați să dați și voi un like la acest video dacă v-a plăcut, să mă urmăriți pe Instagram, aveți linkul în descriere. Și noi, desigur, o să ne vedem data viitoare. Hai, prietene, mișcă-te că ai față de Alvarez. Pa, pa!